O poveste frumoasă acum care vine de la Oradea. O fetiță de 10 ani cu părinți surdomuți și-a salvat fratele cerând ajutor la 112. Copila i-a spus operatorului de la dispecerat că fratele ei este rău, îi este rău, iar părinții nu pot cere ajutor deși sunt acasă. După discuție, fetița a primit legătura cu serviciul de ambulanță reușind să ofere toate informațiile necesare. Impresionat de atitudinea fetiței de numai 10 ani, serviciul de telecomunicații special a transmis că fata a luat o decizie curajoasă și a dat dovadă de responsabilitate. 112, ce urgență aveți? Alo, bună ziua! fratele meu este rău, este palid și a vărsat de două ori. Câți ani are? 11. Pe tine cum te cheamă? Câți ani ai? 10 ani. Părinții tăi sunt acasă? Da, dar sunt surdomuți. O să vorbesc la ambulanță, rămâi la telefon să nu închizi.